Final de an cu speranțe și pentru iubitorii giurgiuveni de not, dacă acest sport deosebit nu poate pune deocamdată la dispoziția giurgiuvenilor decât bazinul de la școala Academician Marin Voiculescu. Anul 2016 poate aduce încă un bazin pentru not didactic. Am spus-o de nenumărate ori, orice investiție în tânăra generație este ceva extraordinar pe care nu pot decât să salut și să-l aprob. Investiția în această piscină este binevenită, având în vedere faptul că o singură piscină într-un oraș ca al nostru, spun eu că era puțin. Noul bazin va avea o lungime de 25 de metri și este bun pentru cei care vor să exerseze notul, dar nu este tocmai potrivit în concursuri pentru probele de 50-100 de metri sau mai mult. Ar fi fost bine să fie avut o lungime de 50 de metri acea piscină pentru a ne putea întrece la campionatele naționale în condiții similare cu ceilalți din țară, pentru că trebuie să știți lucrul acesta, cea mai scurtă probă de concurs este de 50 de metri, iar noi avem o piscină care are în jur de 25 de metri. Ori o întoarcere înseamnă foarte mult în not și timpii pe care îi realizezi sunt irelevanți comparativ cu ce se întâmplă acolo. Nici această nouă piscină nu ne va da altă șansă, tot așa va trebui să ne pregătim, dar asta este situația. Am învățat să lucrăm cu handicap și uneori lucrul acesta ne face să fim mai determinați ca alții și să câștigăm poate acolo unde nimeni nu se așteaptă.